Așadar, cu toții ne gândim că în următoarea perioadă o să mâncăm mult pentru că pregătim mese bogate pentru zilele de Crăciun. Există însă soluții astfel încât să gustăm din toate fără să luăm în greutate. Nutriționiștii spun că sunt importante porțiile pe care le alegem și felul în care combinăm mâncarea. Iată, avem aici tobă, da, care înseamnă gelatină. Preparatele din porc pentru aperitiv sunt bogate în calorii și este indicat să le mâncăm dimineața fără pâine. Gustul este important, nu cantitatea. Așa că tăiați toba, lebărul sau caltaboșul în felii subțiri, apoi umpleți jumătate din farfurie cu legume. Castravete, ardei gras și în felul ăsta, neavând niciun fel de produse făinoase, organismul nu poate face grăsime din celebra combinație proteine cu legume. Deci avem o farfurie de slăbit și nu în ultimul rând, doamnelor, că este important, șoriciul este foarte bogat în colagen, pentru că avem aici și pentru piele frumoasă și pentru articulații cea mai bună sursă de colagen. Cât despre salata de băf, nu exagerați cu maioneza și consumați-o la fel, dacă puteți, fără pâine. Nutriționiștii spun că nu există o porție ideală, dar una corectă depinde de metabolismul fiecăruia. O altă recomandare este să mâncați în farfurii mici. În felul acesta nu le umplesc cu vârf și puteți pune în ele mai degrabă o gură din fiecare, pentru că trebuie să gustăm, să analizăm fiecare preparat și abia apoi să spunem care este atât de bun încât merită să mai punem încă o dată în farfurie. Nelipsite de sărbători, sarmalele sunt o mâncare echilibrată și completă. Dacă nu vreți să vă îngrășați, 3 sarmale sunt suficiente cu un ardei iute. Varza însă trebuie să fie din belșug. Dacă silueta noastră ne permite și într-adevăr nu avem probleme de kilograme în plus, atunci în completare am putea pune, bineînțeles, 2 linguri de mămăligă, asta ca să facem o farfurie ideală. Partea cu smântâna este și ea permisă în momentul în care sarmalele, ne promite gospodina, n-au fost fierte în ulei, ci doar în suc de roșii și în borș sau zeamă de varză. Însă dacă suntem bărbați, că așa sunt ei norocoși, porția crește. Și mai punem 2 sarmale. La friptură contează ce bucată alegem. Conținutul de grăsime variază de la 3-4% pentru mușchiuleți până la 20% pentru ceafa bine împănată. Dintre variantele de desert, cozonacul și plăcinta sunt cele mai echilibrate. Nu uitați însă să faceți mișcare, nu există medicamente care să compenseze lipsa acesteia. Și ținuta de sărbători poate influența cantitatea de mâncare. Hainele mulate și elegante, de exemplu, ne ajută să tăiem din porții. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.